Avem un subiect foarte important de dezvoltat în continuare, în condițiile în care vorbeam de motivele de îngrijorare. Tulburările neurocognitive sunt într-o creștere rampantă. Sindromele anxios-depresive sunt printre cele mai frecvente cauze de prezentare la medic. Constatăm această afectare a voinței, a perspectivei asupra vieții, care ne diminuează capacitățile de a face alegeri bune în stilul nostru de viață. Veștile bune apar cu deosebit de încurajatoare. Îl apreciez foarte mult pe acest cercetător, Joseph Altman. A fost primul care prin anii 1960 a descris formarea de neuroni noi în creierul adult. Numai că pe vremea aceea neurofiziologia era dominată într-un mod dogmatic, aș spune, de anumite concepții care spuneau așa: toți neuronii pe care îi ai primești la naștere, alții nu mai primești. De acolo mai pierzi, dar alți neuroni nu mai primești. Ați auzit de ideea aceasta, da? Și eu când eram în școală tot așa am învățat. Datorită acestei concepții, mult timp cercetările lui nu au fost luate în considerare. Ziceau că e prea frumos ca să fie adevărat, că și în creierul adultului pot să apară neuroni noi. Dar în anii care au urmat, anii 80 și mai ales anii 90, s-au adunat o avalanșă de studii care ne-au pus în mod indubitabil în fața acestei realități. Și anume, în primul rând s-au descoperit niște proteine, că celulele nervoase, neuronii, fac niște proteine numite neurotrofine, care promovează dezvoltarea, supraviețuirea și funcția neuronilor. Cel puțin 7 tipuri de neurotrofine au fost descrise, dintre care una a fost foarte intens studiată. Englezii i-au spus Brain-Derived Neurotrophic Factor, prescurtat BDNF. Pe românește ar fi factorul neurotrofic de dezvoltare din creier. Deci o proteină care, se știe clar, e capabilă să stimuleze celulele progenitoare. Ce sunt celulele progenitoare? Sunt un fel de celule stem. Acestea seamănă cu niște adolescenți. Un adolescent depinde ce școală face. Dar el are în față o suită de opțiuni. Dacă faci o școală, devine inginer, cu alta devine tâmplar sau profesor. Da? Depinde ce școală, cu ce se pregătește. Așa sunt celulele acestea, progenitoare. Pot să devină. Deci ele sunt încă niște celule nespecializate. În funcție de stimulul care îl primește, poate să devină celulă epitelială sau celulă musculară. Dar dacă primește stimul din partea BDNF-ului, atunci devine celulă nervoasă, neuron. Deci, acest BDNF are această capacitate să stimuleze celulele stem ca ele să se transforme în neuroni noi. Și în felul acesta are loc acest proces de neurogeneză. Asta înseamnă neurogeneză, formare de noi neuroni la vârsta adultă. La ora actuală deja s-au adunat sute de studii în sensul acesta și știm foarte clar că o neurogeneză foarte intensă are loc în hipocamp. Aici este hipocampul. Dar și în zonele paraventriculare, mai ales subventriculare, dar și în lobul frontal. Și văd că acum mai apar și alte studii care mai implică și alte zone din creier și centrii subcorticali în care are loc neurogeneză. Lucrul clar este că neuronii nou formați vor fi solicitați în procesele de învățare și memorare dar și în repararea structurilor afectate, cum se întâmplă atunci când are loc un atac vascular cerebral. Faptul că un pacient care a suferit un asemenea atac vascular și a fost paralizat, da? O mână și un picior, moarte, ai zice, nu le mai mișca. Îl vezi că după câteva săptămâni, luni, începe să miște și chiar să înceapă să meargă. Se datorește în primul rând acestor neuroni noi, care sunt puși la lucru să migreze în zona afectată și acolo să ia locul neuronilor care au murit. Și în felul ăsta vedem că persoana respectivă începe să recupereze și pe plan fizic. Dar e foarte clar că orice proces de învățare și memorare se datorește neuronilor noi, aflați aici în hipocamp. Deci hipocampul este o structură profundă, vedeți aici s-a decupat o bucată de creier ca să vedem hipocampul. Ca și formă se aseamănă cu un căluț de mare. Nu-i mare ca volum, dar foarte important, consolidează informația din memoria pe termen scurt în memorie pe termen lung. Ce înseamnă asta? Ceea ce învăț astăzi să țiu minte și peste o săptămână, o lună, un an. Deci ca un fel de stocare pe hard disk la computer. Nu-i doar atât, are rol în memoria spațială și orientare. Să reușesc să-mi dau seama unde sunt și cum procedez, ca să ajung acolo unde am nevoie. Că merg cu mașina sau că iau avionul, da? Mă orientez. Această orientare e un fel de GPS intern. Au făcut un studiu foarte interesant în Londra, la un remene performant, au măsurat hipocampul taximetriștilor din Londra și al șoferilor de pe autobuze. Care credeți că aveau hipocampul mai mare? Sigur, de ce? În continuu el este solicitat să se orienteze. Ăsta are niște trasee, da? Că la un moment dat ar putea să meargă și cu ochii închiși, pe când ăsta, de cele mai multe ori, pus în situații noi. Da? Avem și vești proaste. Studiile indică clar. Cu stilul de viață modern, mă înțelegeți ce vreau să zic, dieta, grăsime animale, proteine animale, zahăr, lipsa fibrelor, lipsă de mișcare, dezordine în program, culcat târziu. Cam după 40 de ani și poate și mai devreme, se vede statistic o scădere în volum a hipocampului. De ce? Se atrofiază. Se face tot mai mic. Și implicit funcțiile lui cum vor fi? Eu văd atâția pacienți mi se vaită, domnul doctor, ce-i cu mine? Păi, dar n-am ajuns la 50 de ani, nu mai mă... Păi, dar eu aveam o memorie, era brici. În facultate un curs odată să-l aud și gata, era al meu. Și acum? Ce se întâmplă? Mai mult, vestea mai proastă este că atunci când se instalează boala Alzheimer, vă spuneam că este cea mai frecventă tulburare neurocognitivă, prima structură care are de suferit este hipocampul. Care este primul simptom în aceste tulburări neurocognitive? Ce uită? Poezia din clasa 1? Nu, pe aia o spune și de 3 ori pe zi. Dar a uitat că am mai zis-o acum. Da. Uită memoria, deci datele recente. Datele recente, aici este. E adevărat că odată cu avansarea, da, în gravitatea bolii, începe să uite, ajunge să uite până la urmă și... Da, și că cel de lângă el e soțul sau soția. Da. Vestea și mai proastă știți care este? Studiile spun clar. Înainte să apară aceste simptome care deja încep să le perceapă și cei din jur, modificările de structură debutează cam cu 5-10 ani înainte, ca să se vadă. Deci, concluzia, când începe să se vadă, înseamnă că boala evoluează de cel puțin 5 ani. Concluzia? Nu ne putem permite să așteptăm manifestări ca să începem să facem ceva semnificativ. Trebuie să acționăm cât mai devreme cu putință. Aici, în hipocamp, se formează neuroni noi. Neuroni noi care am zis că încep de la celule stem, care sunt nespecializate. Dar în momentul în care acea proteină, BDNF-ul acela, începe să le stimuleze, ele apucă drumul specializării în neuroni și acest proces de specializare, până va deveni un neuron nou, matur, deplin funcțional, durează 8 săptămâni. În prima săptămână apar mugurii din care vor crește dendritele și neuroaxonul. În săptămâna a doua, dendritele și axonii cresc în direcțiile necesare integrării ulterioare în lanțurile polisinaptice existente. Deci încep să-și întindă rămurelele. De ce? Trebuie neapărat să se atingă de vecini. Pentru că acolo unde se atinge de alți neuroni, el poate să formeze sinapse. Și numai în felul acesta el capătă un sens pentru viața lui. Să poată să comunice. Dacă el nu are sinapse, nu are ce să facă. Comunicarea este esențială. Deci, în săptămâna a treia încep să se formeze sinapsele, conexiunile cu dendritele și axonii vecinilor, a neuronilor funcționali. În săptămâna a patra, acești neuroni noi își continuă procesul de maturare, devenind celule cu o vigoare deosebită în posibilitățile de formare de sinapse specifice, necesare anumitor căi nervoase. Ca până în săptămâna a opta, practic să se desăvârșească procesul de maturare, încât neuronul nou are toate structurile și capacitățile de funcționare ca oricare alt neuron. Din ce descriu neurofiziologii, există un moment foarte critic în viața acestui tânăr neuron, în viața acestui adolescent care a intrat în școală, da? Să se specializeze, să devină neuron. Săptămânile 3-4, când el poate să formeze sinapse. Este esențial pentru succesul în procesul de maturare ca el să fie solicitat la muncă, să fie un efort intelectual susținut, perseverent, care să solicite acești ucenici, care, am zice așa, sunt încă pe băncile școlii, să-i pună la lucru. Dacă există acest efort intelectual, deci pentru că respectivul face, învață, uite, tocmai acum este la un curs, învață niște lucruri foarte importante pentru el, care urmează să le aplice după aceea în viața lui profesională sau eu știu. Învață o limbă străină sau învață altceva. Da. Atunci creierul are mare nevoie de acești ucenici și așa îi îngrijește. Ajunge până să le facă și capilare noi, anume ca să-i hrănească pe ei. Conductele prin care să vină pentru ei sângele încărcat cu oxigen, cu nutrienți, care să le asigure materialul de creștere, de maturare și de funcționare. Deci este esențial efortul care cheamă la lucru acești ucenici. Și dacă efortul este repetat perseverent, până când se stabilesc niște sinapse bune, funcționale, între neuronii noi și cei vechi, veteranii, atunci toți aceștia vor parcurge cu succes procesul de maturare până la finish, vor termina cele 8 săptămâni de maturare și vor rezulta neuroni maturi cu toate structurile, de plin capabil să lucreze cot la cot cu veteranii. Și asta va însemna o îmbogățire cu neuroni a structurilor cerebrale. Deci structurile cerebrale își păstrează vigoarea și capacitatea de a prelucra informația și de a o depozita, stoca și apoi să o facă disponibilă când avem nevoie de ea. Concluzia este că efortul intelectual de învățare perseverentă este esențial pentru supraviețuirea neuronilor noi. Nu este o opțiune. Dacă vrei bine, dacă nu vrei, iarăși bine. Nu! Singura posibilitate este să nu ne oprim din a învăța. E singura posibilitate de salvare, pentru că altfel, dacă nu este acest efort intelectual, neuronii noi, creierul nu are ce să facă cu ei. Nu are treabă pentru ei. Și să ține minte, vă rog, creierul nu investește în șomeri. Ține minte? N-are ce să le dea de lucru. Le taie sursele de aprovizionare și cei mai mulți mor chiar din săptămâna a treia, a patra. 60-70%. Și dacă nici după aceea nu intervine solicitare, să fie puși la lucru, mor și restul. Și cu ce se alege din tot efortul inițial de a se forma neuroni noi, care să întărească rândurile, nu? Cu ce se alege persoana respectivă? Da, dar în același timp stilul de viață modern înfundă arterele și ăia vechi, vieții de ei, primesc tot mai puțin sânge, tot mai puțin oxigen. Bietul creier n-are destul pentru ăia vechi, dar minte pentru ăștia noi. Și ăia vechi mor cu grămada, alții noi nu vin din spate să refacă rândurile și rezultatul? Să știți că se vede. Nu numai prin faptul ce se sesizează el sau cei din jur, dar se vede și la computer tomograf și la RMN. Eventual nu-i spune lui direct, că nu, e destul de jenant, dar le spune la aparținători. Uitați-vă aici. Le arată. Pe tomografie. Vedeți hipocampul ce mic s-a făcut? Și uitați-vă cortexul, ce s-a subțiat. Și pe ansamblu creierul e mai mic. Da? Deci e clar, e un proces de atrofie corticală. Ce pretenții să mai ai de la el? Ce mai vrei? Asta este. Nu mi se pare, nu găsești ceva mai tragic decât această concluzie. Despre asta vreau să accentuez în cele ce urmează. În primul rând, să rămână clar în mintea noastră. Nu ne putem opri din învățat. Deci, învățarea, așa cum vedem că avem nevoie să mâncăm în fiecare zi ca să hrănim corpul, nu? Cu ceva valoros, la fel avem nevoie în fiecare zi să învățăm lucruri esențiale și din punct de vedere spiritual, dar și din punct de vedere relațional, profesional. Da. Trebuie să ne gândim, la modul serios. Cum facem să-i oferim creierului mediul adecvat ca să crească neuronii noi și ei să constituie cu adevărat o diferență în structura morfofuncțională a creierului? Ce stimulează secreția de neurotrofine și implicit formarea de noi neuroni? S-au publicat foarte multe studii în sensul acesta. Urmăresc de ani buni ceea ce se publică, datele de ultimă oră. Pentru dumneavoastră am încercat să sintetizez. Primul factor care a ieșit foarte clar în evidență că este necesar pentru a stimula secreția de BDNF și implicit neurogeneza este exercițiu fizic. Mâine dimineață vom vedea cât de importantă este dieta adecvată, care să aducă nutrienții necesari pentru formarea și maturarea noilor neuroni și, bineînțeles, și întreținerea celor vechi. Am încercat acum să reliefez cât de importante sunt activitățile intelectuale adecvate, creative, care să solicite formarea de noi sinapse. Și, de asemenea, vom avea un curs în care să vedem odihna adecvată, regularitatea în program, somnul suficient, culcatul la ore adecvate, cât de important este pentru a ajuta acest proces de neurogeneză. Sunt deja multe studii, aici vă dau doar un exemplu, de asemenea studiu, care ne arată cât de important este exercițiul fizic pentru neurogeneză. Au luat un grup de 120 de persoane cu vârsta cuprinsă între 55 și 80 de ani, care nu prezentau semne de perturbare a funcțiilor cognitive. Prin tragere la sorți au fost împărțiți în două grupe, 60-60. Grupa experimentală, grupa de control. Grupa experimentală a întreprins exercițiu fizic aerobic, mers pe jos, în parametrii prescriși de medic timp de 1 an de zile. Deci fiecare adecvat stării de sănătate. Cei mai viguroși mergeau mai repede ca cei de la grupa 1, iar cardiacii mergeau mai încetișor ca cei de la grupa 3-a, dar mergeau. Da? Grupa martor n-a făcut mai mult decât ce făcuse până atunci. Da? Ei au fost termenul de comparat. După 1 an de zile au fost comparați. Deci comparația s-a făcut și la începutul anului, se vadă de unde au pornit, și apoi iarăși după 1 an de zile să se vadă unde au ajuns. Li s-a măsurat hipocampul la RMN la începutul și la sfârșitul anului. S-a măsurat BDNF-ul la începutul și la sfârșitul anului. Și s-a testat memoria spațială la începutul și la sfârșitul anului. Concluziile. Grupa care a practicat exercițiul aerobic a prezentat la sfârșitul anului o creștere a volumului hipocampului cu 2%. Ce spuneam mai devreme că se întâmplă cu hipocampul după 40 de ani? De obicei, scade cam cu 1-2% pe an. La ei n-a scăzut, n-a stat pe loc, ci un pic a crescut. Iar cei din grupa de control, o scădere a volumului, care o vedem de obicei și în alte studii. Cam asta este media, undeva între 1 și 2%. După 1 an, cât era diferența între ei? 3,4 ori 10 ani, o treime din hipocamp, e o diferență? Așa, de la 50 la 60 de ani. Atunci e o vârstă destul de critică. Da? Persoanele din grupa exercițiului aerobic au prezentat o creștere semnificativă a BDNF-ului la sfârșitul anului de mișcare. Deci faptul că la ei hipocampul era mai mare se datora acestui BDNF care a stimulat formarea de noi neuroni. Oare s-a îmbunătățit puterile lor intelectuale? Creșterea în volum a hipocampului și a nivelului plasmatic al BDNF s-a corelat cu îmbunătățirea performanței la testele computerizate de evaluare a memoriei spațiale. Țineți cont că erau persoane între 55 și 80 de ani. Ce înseamnă asta? Pe asta îmi spune mie că la 76 de ani a performat mai bine decât la 75 de ani. Ce părere aveți? Suntem condamnați irevocabil la senilizare? Dacă am trecut de o anumită vârstă? Nu. De cine depinde? De noi. De noi depinde. Ce vom face în continuare? Deci, concluzia? Trebuie să găsim un echilibru adecvat între activitatea fizică și activitatea intelectuală. Un echilibru. Trebuie neapărat amândouă. Deci așa trebuie să gândim programul unei zile, ca să fie și din una și din cealaltă. Pentru cei care sunt la pensie, e mai simplu, că ei își planifică orarul cum vor. Da? Vor acum să facă asta, asta fac. Dar ceilalți care încă au o profesie, cum rezolvă acest echilibru? O regulă simplă ar fi aceasta. Cei care prin natura profesiei lucrează intelectual să se odihnească printr-o activitate fizică. Și știți ce bună e? Vă spun din proprie experiență. Plec de aici obosit, nu, ca după orele de muncă. Dar mă duc acasă și mai ales acum că se poate lucra în grădină, o oră, două de lucru în grădină, wow! Păi deja simt așa cum începe tensiunea asta din creier să se împrăștie și după aceea mai pot să mai lucrez și intelectual. Dar mă ajută enorm. Și invers, cine prin natura profesiei lucrează fizic să se relaxeze printr-o activitate intelectuală, de învățare. Învățare, accentuez. Deci proces de învățare care presupune un efort intelectual de înțelegere, de memorare, repetare, redare, folosire. La fel este și la elevi. Elevii cu un bun antrenament fizic prezintă un volum mai mare al hipocampului și concordant performanțe cognitive mai bune decât elevii sedentari. Deci aceeași provocare de a găsi un echilibru. Efortul în aer liber adună mai mulți factori tare buni pentru creier. Pentru că în același timp este și expunerea la aer curat, foarte important pentru creier, și este și ceea ce relaxează, nu? Atunci când suntem în natură, e foarte important pentru creier. Creierul este un mare consumator de oxigen și când facem efort, mai ales în aer liber, se îmbunătățește semnificativ capacitatea de concentrare, învățarea, reduce anxietatea, îmbunătățește starea de spirit. Așa că chiar dacă fac în casă, atunci deschid larg geamul. Am o eliptică, da? Pentru zilele în care afară plouă, e polei, e ceață, nu merge. Dar atunci aia nu trebuie să însemne o zi pierdută. Geamul deschis și fac efort. Acest efect sinergic al exercițiului fizic în aer proaspăt și lumină naturală. Vom vedea lumina naturală cât de importantă este pentru o bună funcționare a creierului. rezultate mai bune la testele de memorie, învățare și inteligență. Da, aici, la Hergelia, începând cu înviorarea de dimineață, nu? Avem aceste binecuvântări extraordinare și vă sfătuiesc să profitați din plin. Cum prindeți un pic de timp liber, ieșiți. Ieșiți pentru că avem tare mult de câștigat pe multiple planuri. Mâine dimineață vom vedea cum influențează dieta, neurogeneza și funcționarea creierului. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă!